Emilia Ghinescu trece printr-o perioadă delicată. Interpretat de muzică populară și Sebastian s-au despărțit după 13 ani de relație. Ce s-a întâmplat, de fapt, în relația celor doi, mai ales că în urmă cu doar câteva luni au luat decizia de a se căsători? Ei bine, după o poveste de dragoste ce a durat 13 ani, Emilia Ghinescu și Sebastian au decis să iau pauză. Ca în orice relație, cu bune și cu rele, cei doi au reușit să facă față tuturor obstacolelor și cumpenelor de până acum, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată chiar cu puțin timp după ce au luat decizia de a se căsători. Artista nu a oferit prea multe detalii despre ruptura de partenerul ei, însă recunoaște că trece printr-o perioadă destul de grea. Cei doi au împreună o fetiță, în vârstă de șapte ani, copil de care se vor ocupa ca și până acum, în egală măsură și în așa fel încât să nu simtă prea mult separarea părinților. În cadrul unui interviu, Emilia Ghinescu a declarat că nu mai locuiesc împreună de ceva timp, Sebastian fiind cel care a decis să se mute la București.